Mulțumim Domnului care ne-a dat harul să fim copiii Săi, să fim din nou în casa de rugăciune. Din partea Lui, ca un tată, așteptăm și acceptăm sfaturile Sale prin Sfântul Cuvânt. Amin. Astăzi, lecția a șaptea, din tematica Creștinul în lume, implicarea socială a creștinului. Noi trăim în lumea aceasta care are regulile ei, specifice fiecărei generații, aproape fiecărui sistem, fiecărei epoci. Și din punct de vedere al raporturilor care se formează, societatea ar vrea să ne imprime conceptele și mersul ei. Însă noi credincioși avem cunoașterea interioară a Duhului, avem o înțelegere a voii lui Dumnezeu, a planului cosmic și din acest punct de vedere există nevoia de comuniune, de relaționare, interferențe absolut necesare, dar și diferențe și probleme care se pun în acest context. Vreau să începem studiul nostru prin a citi în Romani, capitolul 12, versetul 2, unde Apostolul ne amintea și sfătuia să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Adică să observăm diferențele și să înțelegem ceea ce dorește Dumnezeu ca să ne putem raporta corect la lumea aceasta. Ca și o bază de pornire a acestei lecții, vreau să ne amintim și de cuvintele Domnului Hristos care se ruga în Ioan 17. Citim de la versetele 14 la 15. De principiul rezidenței noastre în lume. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Așadar să ne înțelegem din start în analiza acestor noțiuni, statutul nostru vremelnic, condiția noastră ce ne diferențiază prin natura noastră, voia lui Dumnezeu care este diferită față de ceea ce gândește lumea. Vom privi într-o primă parte la câteva principii de viață socială a creștinului și într-o a doua parte la câteva aplicații care decurg de aici, din aceste principii. În primul rând, potrivit Scripturilor, trebuie să recunoaștem rolul statului ca o instituție rânduită de Dumnezeu, ca un instrument a justiției divine. Scriptura afirmă prin Apostolul Pavel, cel lăsat să întrejească, să completeze cuvântul lui Dumnezeu în Epistola către Romani, capitolul 13, de la versetul 1, oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cel ce se împotrivește își va lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău, dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie să fii supus nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului, adică din conștiința că aceste instituții, fie la nivel central, național, fie cele din teritoriu, de o natură sau alta, sunt lăsate de Dumnezeu cu un scop bun. Oriunde s-a încercat să se trăiască într-o colectivitate fără autoritate,
Oamenii au ajuns fie la anarhie, fie la totalitarism. Oamenii au absolută nevoie de aceste forme de organizare, cum ar fi statul sau comunitatea locală, ceea ce implică anumite drepturi, dar și obligații. Citim și din alte referințe scripturale, de exemplu 1 Petru capitolul 2, și vom vedea că toți apostolii, de altfel, în general ei aveau o învățătură comună, dar și în acest domeniu sfatul lor este identic. 1 Petru 2, de la versetul 13, fii supuși oricărei stăpâniri omenești, pentru Domnul, atât împăratului cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de El să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Sunt și alte referințe ale Scripturii în aceeași idee. Să ne amintim doar că și Domnul Iisus spunea dregătorului roman care a făcut uz în limbajul său de poziția sa de autoritate, pe care Domnul a confirmat-o spunându-i n-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus, Ioan 19:11. Însă, respectând dreptul statului și apreciind instituțiile care în originea lor sunt rânduite de Dumnezeu și în cursul lor în istorie se vede implicarea lui Dumnezeu ca drept dovadă că El le-a rânduit. Dumnezeu a făcut să se extindă Imperiul Babilonian, apoi i-a hotărât limite, asta din ce știm din istoria biblică. La fel pentru ceilalți, după cum este scris în profeția lui Daniel, apostolii trăiau în vremea Imperiului Roman și ei rânduiți de Dumnezeu cu un scop bine determinat, dar toate acestea nu trebuie să excludă condamnarea păcatului chiar în cazul celor care sunt o autoritate. Și totodată, supunerea noastră față de autorități nu exclude nesupunerea atunci când legile statului ne cer să nu mai fim credincioși principiilor noastre fundamentale de credință. Scriptura notează atât aceste reglementări, cât și exemple practice ale unor oameni care au fost puși în situația să nu se supună autorităților. Însă aceste situații sunt rare în istorie. E vorba de situațiile critice de persecuție, când li s-a cerut în mod deosebit credincioșilor să renunțe la închinarea în fața adevăratului Dumnezeu și să aducă ofrande sau o altă formă de închinare, adesea monarhilor care s-au pus pe ei înșiși în postura de zei. Amintiți-vă de momentul din Babilon sau de vremea prigonirilor din primul veac al apostolilor și tot ceea ce a urmat în istorie. Să citim din Fapte capitolul 4, unde apostolii au spus următoarele cuvinte prin gura lui Petru și Ioan, Fapte 4:19. Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Ei aveau de-a face cu o autoritate politico-socială, dar și religioasă. Generalizând, putem spune că se poate trece peste autoritățile bisericești, civile, militare, politice, atunci când suntem puși în situația limită, critică, de a ne lepăda de Dumnezeu și voia sa. În rest, chiar dacă se cer lucruri în plus, spune Scriptura în continuare versetelor citite din Roman 13, cui datorați cinstea, dați-i cinstea, cui datorați vama, dați-i vama și chiar cui datorați birul, ceea ce n-ar fi normal să fii subjugat, dar chiar și birul trebuie dat.
Amintiți-vă de vremea lui Ieremia și a regelui Zedechia, căruia profetul i-a spus, plătește bir împăratul Babilonului și o vei duce bine. Nesupunerea față de autoritatea babiloniană lăsată de Dumnezeu l-a pus într-o condiție defavorizată. Și pe fondul necredinței lui, a stărilor de păcat, Dumnezeu nu i-a ajutat, deși ei sperau în vreo minune. Ceea ce ne interesează pe noi în mod practic, putem citi în Apocalipsa capitolul 13 despre situația limită, dar potrivit celor scrise, asta va fi într-un timp prestabilit de Dumnezeu, scurt. Știți că spunea Domnul Hristos că dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, nimeni n-ar scăpa, evident. Cu un control atât de riguros al oamenilor și cu legi atât de aspre, cu imposibilitatea de a mai trăi, cu lipsa dreptului de a cumpăra, de a vinde, s-ar ajunge la exterminarea tuturor credincioșilor. Dar toate acestea sunt un ceas, zice în cartea Apocalipsei. Citim aici în Apocalipsa capitolul 13, de la versetul 7, li s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Li s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului se vor închina, adică se vor supune acelei autorități de factură demonică, pentru că Balaurul a dat scaunul de domnie fiare. În afară de cei scriși de la întemeierea lumii în cartea vieții umelului care a fost junghiat. Așadar, deși biserica trebuie să fie separată de stat prin funcții și practici, noi toți membrii în biserică trebuie să ținem cont de statul în care ne aflăm. Observați în vremea aceasta, cu toată corupția care există în țara asta și în lumea întreagă, e bine că avem un stat și sunt legi. E bine că este poliție, că sunt judecători și așa mai departe. Altfel, ce-ar fi? Junglă. Deci sunt lucruri lăsate de Dumnezeu, aș spune în primul rând pentru binele credincioșilor, că pe noi ne are Domnul în vedere mai întâi pe acest pământ. Un al doilea principiu, activitățile, acțiunile creștinului trebuie să corespundă normelor morale, eticii Bibliei, sfințeniei divine. Chiar dacă noi trăim în lume, limitele nu trebuie dictate de legi, practici și obiceiuri, ci de Constituția noastră spirituală, care este Biblia Cuvântului Dumnezeu. Scopul nu scuză mijloacele. Păcatul niciodată nu are scuze care să legifereze o acțiune vinovată. Să citim din Efeseni capitolul 5 pentru a observa diferența noastră de principiu între ceea ce gândim și practicăm și lumea aceasta. Efeseni 5 de la versetul 7. Să nu vă întorșiți dar deloc cu ei. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrări neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le. Deci, iată diferența categorică dintre noi și lume. Noi nu ne putem permite să participăm în implicările noastre de natură socială, în a ne trece peste conștiință, în a încălca sfințenia lui Dumnezeu, ceea ce este drept. Un credincios este și un om moral, este și trebuie să fie un sfânt. Doamne, ajută-ne! Chiar dacă legea ar permite, observați de exemplu, în ce privește relațiile de familie. În societatea noastră se admite conviețuirea unui bărbat și a unei femei fără un certificat de căsătorie. Pe vremea comunistă, statul spunea că nu încurajează concubinajul. Acum este permis.
Dar asta nu ne permite conștiința noastră și legile sfinte, după care ne ghidăm în primul rând. Sau sunt situații în care se permite consumul de alcool, mai nou și asta va fi din ce în ce mai puternic, se va permite consumul de droguri și alte alimente sau nu le putem numi nici alimente, nici medicamente. Alte lucruri care pot să afecteze sănătatea, trupul acesta care este un templu al Duhului Sfânt. La fel se poate întâmpla și în vreun alt domeniu economic sau de altă natură. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim oameni sfinți, curați la suflet, așa cum scrie despre Iov, se abătea de la rău, se temea de Dumnezeu. Sunt așadar aceste două principii care evidențiază traseul nostru prin lumea aceasta. Pe de o parte este rolul statului și a tuturor celelalte autorități componente, pe de altă parte principiile noastre sfinte bazate pe Biblie. Între aceste două limite, creștinul are anumite drepturi, dar în același timp anumite restricții. Se impune nevoia ca ceea ce este moral să mai fie filtrat prin principiul utilității, a câștigului spiritual, al nevoii. Și pentru asta vă citesc doar două versete care trebuie să le avem toată viața noastră în minte, trăind în lumea aceasta. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 23 și un alt verset cu care fac ce perete, tot 1 Corinteni 10 cu versetul 23. E aceeași idee în aceste versete pereche. Toate lucrurile sunt îngăduite. V-am spus între cele două jaloane, să nu calc legile statului și principiile sfințeniei lui Dumnezeu. Acest toate nu cuprinde tot ce mi-ar trece mie prin minte sau tot ce mi-ar sugera diavolul. Dar și în aceste jaloane unde este permisivitate, spune apostolul aici, dar nu toate sunt de folos. Condiție în care eu trebuie să mă gândesc, această implicare a mea va fi de folos? Cui folosește? La ce mă ajută? E necesară pentru societate, pentru familie, pentru mine ca individ? Ajută Bisericii lui Dumnezeu cu ceva? Deci principiul utilității. E de folos? Partea a doua versetului. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Există un câștig spiritual, mă formează pe mine, mă ajută? Pentru că sunt situații în care eu mă pot expune să fiu de ajutor societății și, de exemplu, nu mai sunt de folos familiei. Sau, și mai grav, să mă implic atât de mult în planul activităților sociale încât să nu mă ajung nici la biserică, să nu mai am timp de lucrurile sfinte. Asta mă zidește pe mine? Eu sunt dator societății în care trăiesc. Dar cu ce costuri? La ce ajută asta? Nu cumva pierderile sunt mai mari decât profiturile? Iată și celălalt verset, 6 cu 12. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Aici este, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Adică nimic nu trebuie să devină prioritar. Eu am ca scop câștigarea împărăției lui Dumnezeu. Și dacă eu mă implic în societate, de exemplu, în domeniul educațional, și vreau să mă dedic emancipării societății, să ne imaginăm alte vremuri pentru eradicarea analfabetismului, sau să mă implic pentru pace și pentru promovarea anumitor valori, chiar bune să fie,
Da, dar dacă eu îmi pierd sufletul prin această implicare, cu siguranță nu sunt chemat la aceasta. Dacă pune stăpânire pe mine, mi-am amintit despre un dialog surprins de un autor englez în Cartea Scrisorilor lui Zgândărilă, un demon mai specializat, să spunem, de rang mai înalt potrivit Scripturilor, discuta cu unul mai slăbuț, să-l numim, care avea în grijă pe un credincios în dragostea din tâi. Acesta din urmă raporta că foarte atașat de biserică și de lucrurile sfinte, despre asta vorbește, cu asta visează. Și demonul în vârstă îl sfătuiește, auzi, implică-l din punct de vedere social. Dacă tot este un om cu prestanță în societate, cunoscut ca un om corect, vezi să-i dea o funcție la nivel de sindicat sau a unei organizații pacifiste. Și a câștigat acel demon prin influența lui și mai târziu raportează diavolului bătrân, n-a mai fost de 4 duminici la biserică. Acesta îi zice, auzi, nu chiar așa dintr-o dată, că își poate da seama. Vezi că o să vină cineva și o să-l mustre și să se sizează, lasă-l încet. Dar continuă să-l implici din punct de vedere social până când îl detașezi de biserică. Să fie dedicat acelei lucrări. Toate lucrurile sunt bune, pot fi bune, dar cumpătarea este o regulă supremă și prioritatea căutării împărăției lui Dumnezeu nu poate fi înlocuită cu nimic. Nici dacă vom spune, dar mor oamenii, au nevoie. De exemplu, poate fi cineva o soră de caritate sau un medic. Asta nu înseamnă că trebuie să stea zi și noapte în spital, să aibă grijă de oameni să nu moară și între timp să moară sufletul lui. E bună implicarea socială, dar cu măsură, cu un folos care să nu afecteze domeniul spiritual, cel familial, cu grija ca să nu devenim atât de pasionați de acea lucrare încât să fim afectați în vreunul din aceste domenii vitale ca mântuirea și familia. De aceea este foarte necesar să stăm sub o călăuzire a voii lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Așadar, nu uitați aceste 2 versete, eu le-am citit invers, 6:12 și 10:23. Pe baza acestor 3 principii, autoritatea statului, voia cea sfântă a lui Dumnezeu și verificarea fiecărei lucrări, după utilitatea ei, după nevoia, după câștigul spiritual, să observăm câteva aplicații care vor decide măsura și natura implicării noastre sociale. Au fost vremuri în istorie când oameni ca Iosif, Daniel, Mardoheu au fost implicați la un nivel înalt și Dumnezeu i-a folosit în mod deosebit în lumea aceasta. Într-un Egipt sau Babilon, nu doar politeist, ci supraîncărcat de idolatrie, de păgânism. Și totuși ei s-au păstrat curați. Însă câți din vremea lor mai puteau să facă lucrul acesta? Când ne gândim că Aaron n-a putut nici în Israel să se păstreze fără Moise, fără să fie afectat de idolatrie. Trebuie să avem o înțelegere clară asupra chemării noastre în ce privește implicarea socială. Fiecare trebuie să fie conștient, în primul rând, de competențele sale naturale, adică de înzestrarea care Dumnezeu i-a dat-o, de pregătirea sa profesională, de posibilitățile sale materiale, adică să ne autoevaluăm într-un mod corespunzător, să ne acceptăm condiția vremelnică în care trăim și în funcție de aceasta se va decide implicarea noastră. Avem drept, suntem datori să ne îmbunătățim condițiile de viață. Dar fiecare are o putere limitată, o capacitate rânduită de Dumnezeu. Să citim câteva referințe din Noul Testament. Fapte, capitolul 17, vorbește despre limitele noastre. Citesc versetele 26 și 27.
El, adică Dumnezeu, a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinții lor. Deci încadrați în timp și spațiu. Că ei se caute pe Dumnezeu, menirea noastră principală, nevoia noastră de bază. Și se silească să-L găsească bâșbâind măcar că nu este departe de fiecare din noi. Dar pe lângă căutarea mântuirii, avem și o implicare socială. Citesc mai concret din 1 Corinteni 7. Apostolul Pavel vorbea unor oameni din Imperiul Roman care erau încadrați într-o anumită categorie socială, începând cu cea mai inferioară, continuând cu celelalte sclavi, oameni care au anumite drepturi de libertate, până la nobili și aristocrați. Din toate aceste categorii se converteau oameni. Și scrie în 1 Corinteni 7, de la versetul 17, încolo fiecare să rămână în starea pe care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Dacă cineva a fost chemat pe când era tăiat împrejur, să rămână tăiat împrejur, deci era evreu. Dacă cineva a fost chemat pe când era netăiat împrejur, să nu se taie împrejur. Versetul 21. Ai fost chemat când erai rob, sclav, să nu te neliniștești de lucrul acesta. Dar dacă poți să ajungi slobod, folosește-te. Deci iată acea libertate de mișcare. După posibilități, după drepturile oferite. Versetul 24. Fiecare fraților să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. Deci dacă cineva se întoarce la credință într-o funcție de implicare socială, să rămână acolo. Dacă altul atunci când se întoarce este muncitor necalificat, să nu-și facă probleme. Fiecare poate cu Dumnezeu să-și continue viața profesională în așa fel încât să fie mântuit. Apostolul spune aici, dacă ești într-o condiție care te dezavantajează din punct de vedere spiritual, că un rob nu putea să facă ce voia, nu putea să meargă la adunare când îi place, sau să dicteze într-o totul asupra drepturilor familiei sale. Dacă poți, eliberează-te. Da, dar poate nu avea posibilități materiale, poate era împiedicat de condiția socială, independentă de capacitatea lui, să rămână așa. Să ne amintim că în timpul Domnului Iisus au fost oameni săraci, au fost niște femei care îl ajutau, dar la un moment dat a fost și un Iosif din Arimatea, un Nicodim, care și-au permis să meargă la Pilat și să ceară trupul Domnului Iisus pentru a fi îngropat și totodată au avut posibilitățile materiale unde să fie îngropat. Au cumpărat o cantitate enormă de mirodenii. Puteau femeile să facă asta? Au cumpărat și ele, dar după banii lor. Fiecare după puterea lui. Și în decursul istoriei, Dumnezeu s-a folosit și de sclavi și de oameni săraci, în același timp s-a folosit și de oameni bogați sau de oameni care aveau anumite funcții în plan regional sau chiar la un nivel mai înalt. Și toate acestea pot fi încadrate într-o viață de credință prin puterea lui Dumnezeu care controlează toate lucrurile și care poate să dea înțelepciune la fiecare om. După nivelul lui, Dumnezeu e atât de mare încât este superior oricărui om și în același timp atât de bun și de milostiv încât se poate pleca la fiecare. Slăvit să-i fie numele. Implicarea noastră socială poate fi pozitivă pentru noi, pentru familie, pentru comunitate, pentru societate în general. Dar întotdeauna să ținem cont de respectarea principiilor de relaționare corectă în funcție de autoritatea fiecăruia. Aici insistă apostolul, și asta trebuie să fie la fel de bine înțeles pentru vremea noastră, cum să se relaționeze sclavul la stăpânul de sclave. Cum să te relaționezi față de un dregător, după cum erau numiți atunci. De exemplu, după Revoluție și frații noștri au putut să se implice mai mult,
Astfel unii au devenit consilieri, alții primari, alții patroni, alții în funcții mai deosebite. Și uneori nici măcar în relațiile între frățești n-am știut cum să ne raportăm unii la alții. Vine în minte un caz când un frate dintr-un alt județ avea o funcție înaltă la Consiliul Județean. Știți că există un orar și un drept de audiențe și ședințe și așa mai departe, proceduri, aspecte logistice. Și se duce o soră și fără să mai țină cont de toate aceste etape, întreabă secretara: ce doriți? Vreau să vorbesc cu Vasile. De cine sunteți, întrucât trebuie neapărat? Cine? O soră. Ei, nu se poate, pe principiu că ești o soră, să intri la un om fără să știi că la adunare ești soră și el e frate și ne plecăm toți pe genunchi, dar la servici el are un post care îi cere să respecte legea. Noi uneori am vrea pentru frați, dacă-s meseriaș să lucreze mai ieftin și tot băgăm de vină, dacă sunt într-o funcție să ne rezolve treburile și dacă nu se grăbesc înseamnă că nu au dragoste și așa mai departe. Iată ce vă citesc din cele scrise de apostol, Efeseni capitolul 6 de la versetul 5. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă ca de Hristos. Slujiți-ne numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum aș vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robi al lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Deci iată cum în acțiuni practice se regăsesc cele două elemente, respectul pentru autoritate și principiile morale după care trăim. Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor. Că știți că fiecare fierof, fie slobod, va primi răsplata de la Domnul, după binele pe care îl va fi făcut. Și voi, stăpânilor, portați-vă la fel cu ei, feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Deci Biblia dă indicații concrete la fiecare în orice postură s-ar afla. La fel este scris în Coloseni, la fel în 1 Timotei capitolul 6, să ne relaționăm potrivit cu poziția fiecăruia în societate. Noi ar fi corect să fim cei din tâi care dăm exemplu. Chiar dacă tata e profesor și băiatul nu și-a făcut tema, să se raporteze la școală ca și la domnul profesor. Și dacă e un frate polițist, ce am vrea, nu? Să ne îngăduie. Oare noi am vrea să ne admită cererea și să ne încadreze cu toate circumstanțele favorabile? Sau poate ar vrea și el să îi dăm ceva așa? Nu știu. Lumea are principiile ei. Noi trebuie să dovedim că suntem sfinți, amin? Îmi povestea un frate că avea mama bolnavă în spital și întrucât avea posibilități, erau mai mulți, țineau la mama lor, i-au dat o sumă frumușică la medic ca să facă tot ce poate pentru ea. Micul Dugul și-a dat seama că nu mai poate fi salvată și cunoscându-i totuși ca o poziție în societate, n-a vrut nici el să se pună rău cu ei și a zis: vă dau bani înapoi că mama moare. Frații s-au rugat Domnului, Domnul s-a îndurat, mama s-a făcut bine, medicul când i-a făcut din nou analiză și-a dat seama că va trăi. Și zice: auzi, dacă vrei totuși poți să-mi dai bani înapoi, că nu moare. Uneori trebuie să acceptăm și astfel de canoane. Să dai, poți. Sunt situații în care nu te bagă în seamă dacă nu dai. Nu aveți să nu dai, să abați dreptatea. Dar să iei, vezi că asta nu spun că n-ai voie să iei un cadou în nicio situație, dar nu care să abată dreptatea, și dacă nu ți-ar fi dat cineva ceva, atunci să nu-i faci acel serviciu.
Deci dacă cineva vrea să-ți dea ceva, dar tu oricum ai fi făcut, că ți-a dat, că nu ți-a dat, și n-ai abătut dreptatea sub nicio formă, atunci nu consider că e de condamnat, dar nici nu indică asta. Dar să surprindem toate aspectele problemei. Că uneori se sesizează cine n-ar trebui să se sesizeze. Și nu se sesizează cine ar trebui să se sesizeze. Am fost undeva și am vorbit despre viața de familie, părinții își îngrijească copiii, copiii la rândul lor se îngrijească de părinți, copiii nu-i bine ținuți la creșe, bătrânii nu-s bine duși la azil. Și după un timp, o soră zice, ce-am plâns eu după ce ai predicat dumneata? Dar de ce, soră? Eu am rămas văduvă cu câțiva copii și pe unul a trebuit să-l duc la creșă, că trebuia să mă duc la servici. Și m-am gândit, eu-s vinovat. Soră, dar dumneata ai fost într-o situație specială. Dumneata ești de lăudat, că ai reușit să mergi la servici, să fugi la creșă, să le iei de la creșă, să-l duci acasă. Deci sunt situații în care se sesizează cine n-ar trebui să se sesizeze. Și alții care sunt în cauză, fac ureche surdă. Să ne dea Domnul pricepere să știm cine trebuie să asculte și cine nu. Amin? În al doilea rând, ca și aplicație practică, și trebuie să o spunem deschis, sunt anumite activități în lumea aceasta care sunt incompatibile cu viața de credință. Vom găsi în literatura primilor veacuri incriminarea unor activități, de exemplu, gladiatori, participarea pe front, anumite domenii ale artei, cum ar fi sculptura în domeniul nudismului sau sportul sau jocurile de noroc. Sunt activități pe care un creștin nu poate să-și le permită. Și dacă cineva, atunci când a venit la pocăință, era în vreunul din aceste profesii, el trebuie să schimbe profesia. Chiar dacă este legal, statul câștigă de la un cazinou, că e un impozit exorbitant. Dar nu ne putem permite asta, să trăim din regulile hazardului și din înșelătorii. Noi am avut aici în biserică situații, onora, de exemplu, care au fost chelneri. Nu indicat ca un pocăiță toată ziua să servească la băutură pe alții. Și-au schimbat serviciu. Să nu uităm că lumea aceasta este coordonată de diavolul, care în măsura în care a fost permis, a născocit fel și fel de activități care sunt foarte destructive pentru suflet și care sunt total incompatibile cu viața de credință. De aceea trebuie să avem participare selectivă la unele din activitățile comunității locale. Aici mă gândesc și în ce privește unele acțiuni de la școală. De exemplu, mai nou este cu fel și fel de carnaval, cu alte și alte sărbători ale dragostei și ale morților și ale diavolului, într-un cuvânt. Și copiii noștri sunt provocați să participe. Dar toate acestea au o natură ocultă. Deci suficient să aibă una imorală, de exemplu, un bal al bobocilor, sau cum se mai numește. Toate acestea îi împing pe copiii noștri sau îi atrag spre lucruri degradante. Și vom fi întrebați, dar ce nu vă permite credința? Și atunci trebuie să dăm un răspuns competent. Să incriminăm răul și să arătăm că noi participăm la viața societății. Dacă se organizează o altă activitate, de exemplu, cu școală, se merge pentru plantarea unor pomi sau vizitarea unui muzeu, ce ține de istoria noastră, suntem români, e ceva normal, Dumnezeu a lăsat națiunile. Dar dacă e vorba de o expoziție cu caracter erotic, nu vom fi de acord ca adolescenții noștri să participe la așa ceva. Va trebui să fim categorici. Cum am citit din Efeseni 5, nu luați deloc
parte la anumite lucrări care sunt de osândit. Sau spune 1 Ioan capitolul 2, tot ce este în lume, pofta ochilor, pofta firii pământești, lăudăroșia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Acum, multe ani trecute, pe lângă sporturile obișnuite, cu participări la olimpiade și diverse alte concursuri și campionate, au apărut fel și fel de alte sporturi din Asia. De exemplu, este indicat ca un copil de-al nostru să câștige, nu știu ce, centură și să participe la karate și cum le mai zice, că nici nu-i bine să le știi. Nu este normal. Vrei să practici asta? Vezi că vei fi ispitit într-o zi când se ivește o poziție să aplici o lovitură din asta așa sub centură. Și apoi spui, frate, dar mi-a fost prea la îndemână. Dar de ce ai participat la așa ceva? Doar așa pentru orgoliul tău sau crezi că este nevoie aceasta? Deci sunt activități care sunt incompatibile cu statutul nostru creștin și de care trebuie să ne ferim. Amin? Să zic amin cine trebuie, da? Adică noi că suntem de acord și cel în cauză, dacă este aici sau când aude, aminul pentru el înseamnă dezicerea, ruperea de acele activități. Mai cu ani în urmă s-a convertit un fotbalist bun, avem și noi aici cazuri, dar eu am în minte un altul din altă parte, care nu înțelegea de ce nu ar fi plăcut să aducă și el un ban din care să câștigi lucrarea Domnului și familia. Și Dumnezeu i-a dat într-o noapte un vis pe înțelesul lui. A visat că toți sportivii din ambele echipe erau niște demoni și el era un mielușel. Și când și-a dat seama între ce fiare sălbatice trăiește, cu asta să nu spună cineva că eu i-am făcut pe toți fotbaliștii draci. Asta i-a fost arătat lui, să înțeleagă că lumea asta zace în cer rău și că acei oameni sunt influențați de diavolul prin spiritul lor de partidă și prin ambiții și tot ceea ce se întâmplă în sport, când oamenii privesc la ei ca la niște idoli, Dumnezeu i-a arătat că pentru el ar fi un alt loc mai potrivit în turma Domnului. Nu de mult am discutat cu un fost boxer și spunea, frate, eu n-am avut câteva clase, dar știu să mă bat. Umblau după mine și patronii și politicienii. Bun bandit, că le place sportul. Deci este un domeniu care afectează într-un fel sau altul. Atât pe fani, cât și întreaga societate. Îmi spunea un frate patron din alt județ, îmi cere să dau o anumită sumă pentru echipa din divizia națională de la noi din județ, altfel am probleme cu cei de la finanțe. Măi, dacă îți cere, îi dai, dar nu după aceea să zici, dacă i-am dat, acum mă duc și eu să le fac galerie. S-a cerut birul și gata, uiți, și i-a iertat. În al treilea rând, totul referitor la implicarea noastră socială, problemele conflictuale ale credincioșilor ar trebui rezolvate la nivelul comunității frățești, fără să apelăm la organele de resort. Asta nu exclude dreptul, dar indicația este să ne rezolvăm noi problemele. Zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, într-un mod foarte deschis, versetul 4. Deci când aveți neînțelegere pentru lucrurile vieții acesteia, apar probleme succesorale sau din domeniul economic. Voi pune judecători pe aceia pe care biserica nu-i bagă în seamă? Spre rușinea voastră, zic lucrul acesta astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate? Dar ce? Fratele se duce la judecată un alt frate și încă înaintea necredincioșilor? Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți, pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți, de ce nu răbdați mai bine paguba? Deci nu interzice,
Dar recomandă cum este mai bine. Pentru că știți, sunt taxe, cheltuieli, implicarea unor avocați și de aici multe și multe probleme. Nu-i treaba noastră să intrăm în acest domeniu. De aceea, după cum atunci când suntem bolnavi, întâi ar trebui să întrebăm pe Domnul de ce suntem bolnavi și să ne rugăm cu mărturisire, la fel când avem probleme între frați, ar trebui să avem între noi o comisie sau cum să o numim, un for de judecată și numai dacă problema nu se rezolvă și socotim că trebuie să apelăm la autorități, atunci să o facem. Însă sunt situații, povesteau frații care au mai fost în India, că depinde și de respectarea legilor în acel stat. Spuneau că sunt situații în care degeaba apelezi la poliție sau la judecătorie, că și dacă găsește infractorul sau dacă s-ar putea recupera suma cu care a fost înșelat sau furat, nu ți-o dau ei ție sau îți dă prea puțin încât nu merită efortul. Deci, depinde, dar recomandarea este în cât se poate să nu avem certuri, iar dacă le avem, să le rezolvăm între noi. Amin? Asta e bine și la nivel de familie sau de rudenii. Știți, ar trebui să fie un fel de contencios administrativ de factură eclesiastică. Și să existe oameni înțelepți cu judecată, cu discernământ, cu călăuzire, dea Domnul oameni ca Solomon care să poată ști cum să facă dreptate. Pentru că nici n-ar fi o rezolvare să spunem, gata, ierți. Și pe celălalt să zicem, Domnul să-l ierte. Ar trebui făcută o... luată o decizie echitabilă care să nu provoace la noi nedreptăți, ci din potrivă, să se lase cu pace. Pentru că altfel zicem proverbe că frații nedreptățiți sunt mai greu de cucerit de împăcat ca o cetate întărită. În al patrulea rând, creștinul în lume trebuie să accepte suferința sau chiar martirajul pentru credință. Trebuie să ne așteptăm la anumite nedreptăți, la represalii în situații critice sau chiar la moarte după modelul Domnului Iisus. Avem dreptul să le evităm, dar dacă nu vom putea să scăpăm, atunci Scriptura ne îndeamnă să ne punem nădejdea în Dumnezeu. Înseamnă că este cu voia lui Dumnezeu să suferim. Și pentru asta sunt multe versete, vă voi citi câteva. 1 Petru, capitolul 4, această epistolă a fost scrisă unor credincioși în timp de persecuție. Citesc de la versetul 14. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, fericiți de voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș, ca un hoț sau ca un făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă cineva pentru că este creștin, să nu-i fie rușine și să proslavească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Și versetul 19. Așa că cei ce sufer după voia lui Dumnezeu, adică am încercat să obținem dreptate, am fugit într-o altă parte și tot am fost prinși. Nu mai avem ce să facem, nu-i indicat să ne răzvrătim. Așa că cei ce sufer după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Citim și cuvintele Domnului Hristos din Matei, capitolul 10. Sunt sfaturi date ucenicilor cu ocazia trimiterii lor în misiune. De la versetul 16. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți. Credincioșii noștri, în vremuri de persecuție, trebuie să folosească cu multă abilitate posibilitățile de întâlnire, să dea răspunsuri înțelepte, pentru ca să scape de persecutori. Păziți-vă de oameni, versetul 17, că vă vor da o judecată soborilor și vă vor bate în sinagogile lor.
Versetul 23. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-altă. Scrie aici că oricum nu le străbateți pe toate până să vă împliniți misiunea. Probabil, însăși, această persecuție, cum s-a întâmplat în cazul Bisericii Ierusalim, poate fi o trimitere a lui Dumnezeu pentru noi câmpuri de misiune. De aceea trebuie să fim într-o permanentă stare de călăuzire din partea Domnului. Amintiți-vă de Apostolul Pavel, era persecutat într-o localitate, în călătorie sare misionare descrisă în Cartea Faptele Apostolului, fugea în altă parte. Acolo misiona din nou, când mai trecea, o făcea noaptea, alții mergeau cu corabie, el mergea pe jos, se ascundea. Primești de adesea. Trebuie să le acceptăm și să ne purtăm cu înțelepciune față de societatea aceasta care ne este potrivnică. Dar pentru asta au fost alte lecții potrivite. Încă un domeniu de aplicație. Poziția creștinului trebuie să fie categorică pentru pace și împotriva războiului. Creștinismul este pacifist prin natura lui. Totuși sunt situații în Noul Testament când întâlnim o anumită implicare socială pentru siguranța statului și nu s-a cerut acelor oameni să își schimbe profesia cu ocazia convertirii lor. De exemplu, în timp de pace poate fi un credincios polițist, acum depinde și în ce domeniu își are implicare. Dar, cu siguranță, nu este recomandabil pentru un credincios să fie pe front și să împuște oameni. Chiar pe front se poate implica într-un domeniu sanitar sau sunt și alte domenii aferente, fără să fie strict combatant. Spune Scriptura în Apocalipsa 13:10, cine ucide cu sabia, de sabie va pieri. Mi-amintesc când povesteau bunicii, în copilărie mi erau întâmplările preferate pe care îi rogam să mi le povestească, au fost ani de zile pe front în cel de-al doilea război mondial, nu erau pocăiți atunci, dar spuneau, m-am ferit întotdeauna să-mi iau țintă dreptul un om să tragă în el. Dacă tot s-a dat comanda de foc și trebuia să ne golim rezervoarele, am tras și noi. Dar spuneau ei, știut oameni care în adins aveau pasiune să ucidă. La rândul lor, toți au fost străpunși de gloanțe inamice. Pentru că e dreaptă Biblia, cine ucide cu sabia, de sabie va pieri. Așadar să cumpănim bine, n-aș recomanda tinerilor noștri să meargă la un liceu militar. Mai cu seama, acum când armata nu mai este obligatorie, n-ar fi un domeniu înțelept de investiție profesională. Au fost, repet, situații descrise în Noul Testament, amintiți-vă de Luca capitolul 3, când cei în domeniu n-au fost nevoiți să schimbe serviciul. Să ne amintim că totuși în Imperiul Roman exista legislație, un drept care se respecta, totuși știți că Pavel a fost scăpat adesea de autorități. Iudeii nu de puține ori au vrut să-l linșeze. El a avut scăpare cu militare și cu autoritățile competente din provincii. Luca capitolul 3, citesc versetul 14. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau, dar ce trebuie să facem? El a răspuns, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări. Deci iată că pe timp de pace, pentru siguranța socială, se admite o profesare, să nu înviți pe nimeni pe nedrept și să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Dar nu este cea mai indicată profesie. Să ne amintim că în cursul istoriei creștine, cruciadele, în jurul anului 1000-1200, au însângerat lumea. Și-au stârnit o antipatie puternică din partea arabilor. Au murit oameni pe degeaba și toate astea sub standardul crucii. Chiar reforma lui Luther a deviat
prin a implica biserica în represalii împotriva anabaptiștilor, de exemplu, secolul 16. Deci sunt limite de care, dacă se trece, se fac greșeli capitale. Să nu uităm că armele creștinului nu sunt de natură fizică. Noi avem niște arme superioare, de natură spirituală. Cu acestea trebuie să fim înarmați. Știți cum apostolul descrie, potrivit armamentului din dotare de atunci? O încălțăminte, pavăză, coip, scut, sabie, toate acestea. Însă ele nu au o conotație de ordin fizic. Noi am putea spune că suntem armata superioară a pământenilor. Și când noi coborâm în a participa fizic la acest război, ne degradăm. Ne lipsim de niște posibilități mult mai superioare. Și ultima aplicație, ar fi de dorit să ne păstrăm cât mai separați de lume. Nu putem să o facem aceasta într-un mod desăvârșit. Mi-aș dori ca familist cu copii să trăiesc ca menoniții, ca ameșii din America de Nord. Legislația europeană nu prevede aceasta, să-ți înveți copiii acasă, să lucrezi împreună cu ei, am fi mult mai feriți. O mai puțină implicare în societate, un timp mai mult petrecut în afara lumii, ne-ar scuti de multe ispite și probleme. Dar în același timp să ne gândim că nu suntem chemați la o viață de retragere. S-a încercat prin activitățile monahale, începând din secolul IV, ca oamenii să iasă din societate, la gândul că vor putea trăi fără de păcat. Există un avantaj, dar el nu este absolut. Noi suntem înarmați, înzestrați și trimiși în lume. Noi avem un scop misionar și acesta n-ar putea fi împlinit întru totul prin retragerea noastră în societate, dar în anumite limite, în mod relativ, în cât se poate, spune Scriptura, este un verset frumos în Coloseni, capitolul 4, versetul 5. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Răscumpărați vremea. Eu înțeleg de aici că ar trebui să avem timp în care să fim feriți de lume și să împletim acest aspect cu ceea ce spune Iacov în 1:27 despre o adevărată religie curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, care trebuie să ne dea un caracter, să ne imprime un mod de viață, de a cerceta pe orfan și pe văduvă în necazul lor și în același timp de a ne păzi neîntinați de lume. Dacă te separi de lume, nu mai ai cum să cercetezi pe orfan și pe văduvă. Deci trebuie să fie o implicare parțială și o retragere de asemenea parțială, în procente și după un orar în care Domnul poate să ne lumineze, amin? Să știm când trebuie să fim în compania oamenilor din lume și când să ne retragem, să avem timpul nostru devoțional sau dedicat familiei. Amintiți-vă de Corneliu, avea o implicare în armata romană, era sotaș, totuși împreună cu toată casa lui făcea rugăciuni, milostenii. Când a fost într-un moment special și a adunat rudenile și prietenii, deci a putut să împletească într-un mod armonios implicarea socială cu viața de familie și cu cea bisericească. Încheiem reamintind și reamintindu-ne asta din când în când. Creștinul este dator să contribuie, în primul rând, noi suntem datori la îmbunătățirea stării societății, de la politic la economic. Dar asta trebuie să fie, în primul rând, prin rugăciune. Nu vom putea să facem noi, în implicarea noastră directă în societate, foarte mult. Dar vom putea să facem mult, adică suficient cât ne cere Dumnezeu,
prin implicarea noastră spirituală. Mie mi se pare că aici mai trebuie să operăm ceva. Și să fie mai multe rugăciune pentru municipiul nostru, pentru județ, pentru țara asta, pentru mersuri economiei românești, pentru alte aspecte. Poate cel puțin timpul în care comentăm noi opțiunile noastre politice și ne exprimăm nemulțumirile față de diverse instituții ale statului ar trebui înlocuit cu rugăciune. Nu credeți că ar fi drept? Și că rezultatele noastre ar putea să fie mult mai puternice? Spune Scriptura în 1 Timotei, capitolul 2, de la versetul 1. Vândem, dar înainte de toate, deci este o prioritate, să faceți rugăciuni, cere mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Observați ordinea. Nu doar are ierarhia necesității. Pentru împărați și pentru toți ce sunt implicați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Asta înseamnă implicare socială. Să fie o viață cu un nivel nu doar economic, ci și din punct de vedere moral cât mai ridicat. Noi putem prin rugăciunea noastră să împiedicăm anumite acțiuni ale diavolului, nu doar pe care le exercită prin biserica Satanei, de exemplu, care este vârful de lance al acțiunilor lui, ci și prin alte forme prin care el se implică. Doamne, ajută-ne și dă-ne putere când ne rugăm, dă-ne gândul acesta și apoi ascultă-ne rugăciune. Și în încheiere, să ne reamintim că în nicio situație noi nu aparținem lumea acesteia și lumea este trecătoare. Noi suntem în lume, în tranzit, și lumea aceasta cu toate realizările ei e trecătoare. Așa că orice realizare este de puțin folos. Lumea aceasta tot ce conține ea, așa cum o socotim noi foarte avansată sau cum se laudă lumea, deși tot mereu este în căutarea de noi valori și de noi forme de organizare, pentru că totul e degradabil. Noi însă nu aparținem lumii acesteia și lumea aceasta are un statut limitat în planul lui Dumnezeu. Chipul lumii acesteia trece, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 7. Să nu uităm așadar, și închei cu Efeseni capitolul 2, unde este scris despre ce eram înainte sau ce este lumea acum și ceea ce suntem și ce viitor avem atât de diferit de lumea aceasta. De aceea să ne implicăm pe baza acestui principiu suprem. Efeseni 2 cu 10. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi mai dinainte ca să umblăm în ele. Parte din aceste fapte bune au loc și în implicarea noastră socială. De aceea voi care altădată erați neamuri din naștere, nu mi-ți neteat împrejur, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Și iată ce frumos scrie aici de la versetul 19, așadar voi nu mai sunteți nici străini. Suntem străini în raport cu lumea, dar nu suntem străini în raport cu Dumnezeu, îi aparținem. Nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună și cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor. Dumnezeu nu e un Dumnezeu al celor morți, al celor vii, pentru El toți sunt vii și împărăția noastră este eternă. Toate împărățiile lumii se vor face ca praful din arie, zicea profetul. Împărăția Domnului se va constitui într-un munte etern pe care vrem să urcăm purtând drapelul Domnului Hristos. Domnul să ne ajute în lumea aceasta, în orice condiție am fi, să ne achităm de datoria noastră, să știm ce e bine și ce nu e bine, să ajutăm societatea și asta mai presus de toate prin rugăciunile noastre. Dar să știm că suntem în tranzit. Amin?